Hallo Freunde, ich sage es ich bin einfach hier in einer Episode als Fano. Du bekommst auch mal publiziert, die prima Episode, du bekommst na. Der Kreis alles tot, das ist Episode 2. Und dann mein Tagsil. Sondern ich wurde. Ich als Fano ist ein Sog. Super, ich mich hier. Probleme. Pentru că contul se foarte, te simți foarte bine când conduci și mașina merge automat în locul unde trebuie să meargă. Să apuci și pe alege traiectoria. Dacă vei sat pe rampă, de exemplu, să mergi în față, să mergi în altă parte, să iei boost-ul de viteză. Cum am spus, în jocul ăsta e foarte important boost-ul acela, care, na, cuprinzi mult mai multă viteză și asta contează extrem de mult. În vârtealea care o fac eu, aia îți dă mai mult boost și, după cum puteți vedea, suntem aici în joc, după cum știți, în celălalt episod era un challenge cu Bugatti sau ceva, dar nu putem să-l facem când avem Bugatti-ul. Revenim la My Career și Play, după cum știți, mi-am făcut și un clan. Aici am colectat tot, revenim aici la cealaltă, cum am spus, hărcii sunt repetitivi și n-ați producat nimic, revenim de unde a rămas, în celălalt episod. Și o să mergem. Văd că aici putem să facem astea. Ok, am primit ceva, care ne dat o mașină. Episodul ăsta cred că o să facem decât o cursă și gata, că nu prea am baterie. Ok, o să facem cursa asta, care este în San Francisco, o să facem pe rând cu jocul, nu prea contează. Mergem cu BMW-ul, îi dăm play și azi vedem ce putem face cu BMW-ul. Harta asta mai jucată și pe celelalte campanii, nu prea contează. Dacă o să le terminăm, nu cred că o să mereu o să avem ceva de făcut în jocul acesta. Și de data asta facem cursuri în San Francisco. Cum am spus, unele cursuri sunt mai lungi, altele mai scurte. Cred că o să facem decât cursa asta în episodul ăsta și după aceea să mai vedem ce spuneți voi despre seria aceasta. Că acum nu știu ce, dacă vă place sau nu, că acum s-a publicat episodul 1. Na. Că episodul 1 l-am făcut ieri și... Na. Mamă, dar n-am boost, nu știu de ce. Asta e cu timp sau ceva, tu o să faci în anumit timp, ok? Asta e o cursă nouă, când am mai avut cursă de genul. Dar aici cred că o să avem mai mult de asta de timp. Și o să ne dea mai mult timp. Am crezut că cineva acolo. Nu, mai bine să iau timpul decât rampa. Și mai bine să iau ăsta, bineînțeles. Na. Mamă, cât boost. Și dacă avansăm în ce mai mult, o să avem plus 10 la timp. Și mai avem și acolo. Timpul repede asta. Rampa. Plus că aici mai avem și ideea de timp. Vedeți și voi că am lăsat o să jucați. Ok, încă o de asta de timp repede. Ne ajută și boost-ul tot la fel ca să mergem mai repede. Oh, cât boost avem acum. Rampa, că partea acolo unde asta de timp. Dar uitați ce de timp. Plus 1 ne-a dat. Și asta e finish-ul. Nu știu neapărat dacă îți dă, tu o să faci un timp mai bun, nu știu. Race time, target time, am avut așa, finish the race. Cam asta era obiectivul, să termin cursa. Dacă am completat-o, e bine. Ok, să vedem, nu mi-a dat nimic mai lucru la cursa asta. N-am făcut-o bine, dar altfel zicea că n-am făcut-o, în fine. Vezi și voi că nu am baterie acum. O să trebuiască să-mi pun și telefonul la încărcat. Ne-a picat la mașina asta. Fănu. Și am făcut cursa. După aceea mi-a dat curs în San Francisco, nu știu de ce. Și... Hai să vedem ce mai avem aici. Aici avem de asta care putem să o deschidem gratis. Și o să ne pici ceva ca la ruletă. Ne-a picat o mașină care, bineînțeles, nu... Dacă tu o să spici mai multe ca să spice 100%. Că de-aia îmi pică mie mașina atât de șmechere care nu o să-mi pici, na. Văd că pot să dau una free degeaba că nu o să-mi dea cât am nevoie pentru mașina respectivă. Tu o să deschid multe de astea ca să-mi pici o mașină.
Și, na, plus că spică pararame, invers, toate mașinile din zonă, dar... Hai să mergem la mașini. Vedeți și voi cum ne-a picat nicio mașină. Aici vedem care ne-a picat. Ne-a picat decât două din 20 din asta. Uitați-vă ce mașină OP ne-a picat și ne-a picat decât câteva. Nu ne pică full. Uite, ăsta e Bugatti, Lamborghini. Bugatti e mai bun în zonul ăsta, cred. Hai că mergem la D. Mai avem puțin și ne pică asta. Nissan Qashqai, să ce asta? Ăsta Nissan. 10, iată, ăsta chiar 5, ăsta e mai prost. Și-am... O să ne pici. Dar aici zice că trebuie să upgrade ceva, nu știu, apare ceva aici. Ca fel nu se salvează episodul, dacă, dar n-am, nu pot aici. Că n-am blueprint-ul, trebuie să-mi pici pe blueprint-ul pentru ca să pot să fac upgrade. Și am nevoie și de bani, în primul rând. Că asta nu e o problemă, că na, n-ai ce face cu ei. Mai upgradăm și noi ce putem, o să upgradăm și asta de viteză. Și în următorul episod o să jucăm cu mașina asta, să vedem cât de bună e. Sau dacă dau rezoluția mai mică la telefon, poate o dau 0. Nu știu dacă voi vedeți 0, dar sper să nu vă deranjeze dacă o vedeți. Că încerc să joc cursul asta, dacă mai am 2% închid imediat filmarea. Hai să încerc să jucăm cu mașina asta, să vedem cum e. Cred că în ce în ce o să ai benzină mai multă, nu o să ai limita de benzină sase. Poate la cealaltă mașină era mai puțin, habar n-am. Dacă bateria o să fie 2%, o să închei filmarea, n-am ce să fac. Cursa din San Francisco durează ceva. Ideea de timp să ai cursă normală. Sper să fie cursă normală. Obiectivul e să câștigăm cursa. Biceți pe locuri, na, asta e cursă, da, uite. Asta e cursă obișnuită. Hai că încerc să fac cursa asta în episodul ăsta. Chiar dacă nu prea am baterie. Acum sper să fie o cursă foarte scurtă. Dar harta asta m-a mai jucat-o și e lunguiață. Nu-mi convine. Deci când vreau să fie mai scurt, atunci ea. Cât să fă? Bă, ce i-am dat totul ăsta în bot. Ca fel, nu cred că mi se salvează ce am făcut-o progresul. Ma, e jilea. Aaa, bot. Am dus-o și acolo era un ori 2 boost. Lasă că uite și aici mai e unul. Și avem cam full. Vezi, băi, ce mult ajută. Merge după ăsta pe locul 2. Gustul. Tot mai are gust. Ui. Ce ăștia au făcut, mamă? Dă-te, boss. Aole, maxim. Ai 2% repede, ai cursă. Să fiu și pe locul ok. Asta e prima cursă care o pierdem sau ce vezi? Aici. Gata. Nu pas taci. Vrea acum de aici cât e mult. Ce am dat? Mai repede. Uite și pe ăsta pe locul 1. Fix la final am întâlnit pe ăsta. Stai, cred că nu s-a terminat cursul. Aaaa, ca a fost bun upgrade la mașină care am făcut. Acolo, văd unde la oricui, după de viteză. Perfect, l-am și luat, perfect. Și acum sărim aici și ne luăm boost. Mamă, ne-am luat cu maxim, frate. Vedeți și voi ce mult ajută boost. Cu boost-ul ăsta n-ajungeam pe locul 1. Mereu m-am câștigat cu și pe locul 1. Nici cursă n-am câștigat după loc. Decât o cursă odată am luat-o pe locul 2, rest pe locul 1. Că e prea easy. Dacă ai boost și ai upgrade la mașină, n-ai cum să pierzi cursele. Te ajută foarte mult upgrade-ul și acel boost de viteză în jocul ăsta. Și nu doar ce asfalt. Bineînțeles că există și seria, există și un joc din seria asta care controlezi tu pur și simplu mașina. Ca în GTA și în jocuri de cursi normale, dar în ăsta mașina s-o conduce automat ca să fie cât mai simplu control. Și cam asta a fost episodul. L-am făcut lung, ce vezi, cu bateria asta, îți dați seama să fac 9 minute un episod, e ceva. Deci cam asta a fost episodul. I-am fost Alexandru Vac și noi, desigur, ne vom face data de aviatoare. La revedere!